Din 1 ianuarie 2016, TVA-ul la apa potabilă va avea o rată mai scăzută. Fostul guvern Ponta a decis în luna octombrie să reducă taxa pe valoare adăugată la apă de la 24% la 9% pentru tot consumul, atât casnic cât și industrial. Astfel și giurgiuvenii vor plăti mai puțin pentru apa furnizată de societatea Apa Service. În mod firesc, factura care va fi emisă consumatorilor, utilizatorilor finali, care pot fi la persoane fizice, la instituții publice, va scădea cu diferența de la 24% la 9%, care înseamnă procentele acelea de 15% din valoarea facturii. Conducerea Apa Service consideră că această scădere de TVA este un avantaj în primul rând pentru populație, care va putea consuma mai multă apă până la nivelul facturii emise înainte de aplicarea reducerii TVA. Furnizorul de servicii de apă și canal speră ca, din moment ce consumatorii vor plăti cu 15% mai puțin pentru un metru cub de apă, aceștia își vor plăti facturile și nu se va mai ajunge la întârzieri și penalități. Pe operator, pentru că operatorul în speța Apa Service și nu numai, toți operatorii de apă și apă uzată din România, nu-l avantajează foarte tare, deoarece are multe alte servicii sau bunuri pe care le cumpără cu TVA-ul de 20%. În consecință, doar o mică scădere la plata TVA-ului dedus către bugetul statului va fi resimțită și de operator în sensul pozitiv. În prezent, la Giurgiu, un metru cub de apă potabilă costă 3,35 de lei, iar după aplicarea TVA-ului redus, consumatorii vor plăti 2,94 de lei. Astfel, la 10 metri cub de apă consumată, o familie din Giurgiu va plăti 29,4 lei, la care se adaugă și prețul pentru canalizare dacă gospodăria este beneficiară.